Bună dimineața, Caraclău! Bârsănești! Mă gândeam că cei care încep programul sunt cei gospodari Caraclăului, așa că nu am greșit, bine ați venit! Astăzi este ultima zi din acest frumos an, este o zi mai mult decât specială pentru că suntem cu toți aici și ne bucurăm foarte mult să lăsăm deoparte grijile, să lăsăm deoparte supărările, pentru că noul an va veni mai frumos, mai bun pentru noi toți. Eu zic să începem această frumoasă sărbătoare împreună cu gospodarii Caraclăului care sunt aici. Haideți să-i aplaudăm deja, să aplaudăm organizatorii și mulțumesc încă de la bun început celor de la jandarmerie, de la poliție, de la pompieri care sunt alături de noi. Împreună cu noi este și domnul primar și domnul viceprimar. Este o zi mai mult decât frumoasă, așadar să-i vedem pe cei de la gospodarii Caraclăului. Fereastră, gazdi mari, sunteți acasă, că nu ne-am văzut de un an, bucuros să vă urăm. Trageți plugul în brazdă mai și sunați din zurgalai, să se audă peste vai, să ne audă gazda mai. Noi suntem din Caraclău, gospodari de sarmul zău, nu suntem de neam viclean, suntem neam bârsăneștean, că am venit cu plugul mare și am ajuns la dumitale. Ieși afară, dă-te aproape, să-ți urăm din sănătate. Scoate gazdul și un golac mare cu mac, și încă vreo câțiva mai mici, că suntem feciori voinici. Ne-am sculat de dimineață și am ajuns la dumneavoastră. Scoate și o cană cu vin, că am înghețat din fric, parcă miroasa plăcintei, adâncoace nu le ascunde. Ți-o mura, ți-o colinda, cinstea mare ți-o purta, cârnața tână la grindă, nu stau bine, doi să-i frigă. Fata mare, cea frumoasă, nu mai ținea scus în casă, cheamă să ne omenească, la masă să ne poftească. Încă o brazdă mai plăcăi, să strigăm cu toții hăi, să răsune peste voi, să ne audă gazda măi. Așa-i de anul nou, să arăm cu plumb cu voi, voi noștri ani din plin, că mâncat numai tain. Eu vă spui și nu-i minciună, de-a dat Domnul vreme bună, păsările s-o rumplea, roadele pe afară ori da, și vă zic cu adevărat, ca noi nimeni n-au arat. Nu n-am face de rușine, rostul la treabă știm bine, toată lumea o afla, fiecare ne-o chema, ca să-ntoarcem brazdă mare și a merge la fiecare, care a scoate vreo friptură de purcel și o murătură, și un pahar de vin curat de Domnul binecuvântat, și-o-mi zice urare aleasă, ca să ne poftească în casă. Ne-o cinstit cu ce-o avea, nimeni nu s-o supăra, la anul iar ne-o chema, treabă bună o făcea. Încă o dată mai flăcăi, mai pocniți din bice, mai și străgați odată, hai să se audă peste voi! Am mâncat, ne-ați ospătat, hai să terminăm de-ara și să întoarcem brazda mare, că-a fost rachiul cam tare, numai de prună curată, mai cinstește-ne odată. Mari spor avem la plug, șofianul cu belșug, Doamne ajută ca să fie premii bună pentru vie și membrii bârsăneșteni. Lasă prioritate cetelor organizate. Am fac publicitate. Mă urca aici în lojă, vodă, țeplă și cuiorul. Deci nu plecați, nu părăsiți. Mulțumesc! Bravo, foarte frumos! Hai să vedem, o să rog pe doamna Petronela să vină un pic lângă noi. Ursul de la Brătești, plugul din Brătești, capra de la Glodosu, plugul de la Bârsănești, capra de la Bârsănești, capra de la Caraclău. În acest moment o să rog pe doamna Petronela să ne cânte câteva melodii. Bună dimineața, bine ai venit! Spune-mi, te rog, cum te-ai pregătit pentru Revelion și să trecem la treabă. Bună dimineața, bine v-am găsit, la mulți ani tuturor! De Revelion m-am pregătit cu un repertoriu nou, pentru că trebuie. Haideți să cântăm Ora ca la Bârsănești, melodia noastră frumoasă, pentru toată lumea. Și ora! Dacă cerul n-a primit misterii, dar și pământul trecută din celii. Și-mi dragă cât-i lunea, ora care-o cânt acum, pasă oră care-o cânt acum. Dai la 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 la, drag, cerul n-a cu mii din stelii, dar și pământul trecută din celii. Și-mi dragă cât-i lunea, ora care-o cânt acum, pasă oră care-o cânt acum. Păi auzi, toba, bati, babi, dai la 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 la, în cazul la o barbi, dai la 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 la, dacă ești acalbă un chicioare, dai la 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 la. Ora noastră dragă, păi auzi, toba, bati, bati, dai la 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 la, în cazul la o bati, dai la 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 la, la grija calbă în chicioare, dai la 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 la, hai la jocii sărbătoare române! 2-10. Hai să mai fie o melodie frumoasă, cea cu Cristina. Felicitări, Petronela! Urmează ursul de la Brătești să poftească aici lângă noi! Woo! sănătoși, hai și la anul când venim, hai sănătoși să vă găsim, hai și iar verde trei scaieți, păi ăștia surșii din Brătești, păi am crescut doar cu miori, hai ca să-i joc de sărbători, hai am crescut și cu vataf, hai ca să-i joc la festival, le-am dat carne fără os, păi v-am adus ce mai frumos! sănătate, dar ar Dumnezeu să dea. Hai ce n-a fost pe aici și-a, hai sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Hai sănătate și muspor, hai la tuturor. Păi și iar verde de arțar, păi la ruși la mulță. Sănătate și numai bucurii! Mulțumim! Hai șapte, vai șova la dâncă! Hai vălea urși mă mănâncă! Hai urșilor nu mă mâncați! Hai vă mă aduci dintre Carpați! Hai vă crescut cu cașcaval! Foarte frumos, de altfel cred că toate aceste tradiții și datine ale noastre sunt foarte, foarte frumoase. Să vedem, o să rog pe Petronela până se pregătesc următorii noștri invitați să ne mai cânte o melodie, după care, așa, domnul inginer, vă rog să pregătiți melodia. Melodia comunei noastre, mândrui statul dintre munți. Hai băieți și voi stați aici un pic în spate. Stați așa un pic, așa ca să vă amână cântec. Să fie maestre pentru tot Bârsăneștiul. Ai pădurea și cu izvorul, și bătița-n eu cu sunt găsări, la Albinii și Brătești, unde-i dorul meu, Caraclău și Bârsănești, de lângă Taslău, pe plaiuri moldovenești, zboară dorul meu, în comuna Bârsănești, de lângă Taslău, colo în satul dintre munți, de unde am plecat, mă așteaptă-i mei părinți și omul meu drag, ăi, mândru-i satul dintre munți, îi satul meu, de la coale diverzunți, chiar lângă Bacău, Maria Palata Slău, de nu pot s-o trec, dar și dorul-i tare greu, când pe lumii plec, pe plaiuri moldovenești, zboară dorul meu, în comuna Bârsănești, de lângă Taslău, colo în satul dintre munți, de unde am plecat, mă așteaptă-i mei părinți și omul meu drag, păi pădurea și cu izvorul și-l partițaneu cu dorul. Bârsănești dur de rai, am zis când dulcilii grai, că pare de lunii n-ai. Aplauze pentru artista noastră de aici, de la Bârsănești, Petronela. Dragi prieteni, parada colindătorilor și a invitațiilor noștri continuă. Este o zi de sărbătoare, este un moment deosebit. Urmează plugul din Brătești. Da? Așa-i, băieți? Bun, să trecem la treabă atunci. De pe munți și de pe vei, adunați-vă flăcăi, să înceapă plugul ca-n povești, plugul bătrân din Brătești. Pentru lumea adunată, ia trageți o brazdă, roată-vă! Păi dacă a trecut un an de când am urat la geam, dar azi am venit la voi, eu și o ceată de flăcăi, ca să vă brăzdăm ogorul, să aibă ce mânca poporul. Iar acum am venit cu un plug nou făurit, are grindei de argint și cuțitul oțelit. Cornele scoate ghițel, dar e frasa mărunțel, ciugul și tânjala-s noi și îl trage patru boi. Căci am plugul de anul trecut, a fost jugre și s-o rup, că am pus la juc o vițică și o rup plugul de frică. Când cotica o cotit, drept în două l-o profit, când jala o rupt-o în două, tata ne-a dat plugul nouă. Am muncit să-l reparăm și am venit să vă urăm cu o urătură frumoasă, de la moș rămasă, de la taci, de la romani, păstrate de mii de ani. Noi și astăzi le păstrăm și am venit să vă urăm. Sunteți mulțumiți de noi, ori ne întoarcem înapoi, întoarcem plugul pe o roată, ce-l scoate miute pe poartă. Dar zic ca să ne primiți, că o să fiți mulțumiți pentru ceata de flăcăi, pentru plugul tras de voi. Ia mă strigați, mă, flăcăi! Gazdă bună, gazdă aleasă, ia zine ce-ai pus pe masă, spune ce ne-ai pregătit, că-și foamea ne-a năpustit. Văd coala pe masa mare, dita-i mai oala cu sarmale, cozonat tăiat felii și castroane cu piftii, tobă și cu caltaboș, înfumătură cu borș, cârnați și cu șunculiță, mai crătos de ei sughiță. Vine miros din cuptor, de gâscă la rotisor, gâsca asta bat-o sfântul, mi-o-a dat în gât cuvântul. Geaba boinii îndemn, când ne face boaita semn, ceata mea de plugușor, stă cu ochii pe cuptor, să continui urătura, dați ceva să o dăm cura. Scoateți vinul din butoi și-l aduceți la flăcăi, că la roși de dealul mare să pună sângele în mișcare, căci de-aseara am plecat, chicioarele ne-au înghețat. Văd și un butoi ascultat, din lemn de dudu fabricat, o lichioare ca-n gălbuie, de o simt până-n călcâie, de o țuică ca-n povești, din prune moldovenești, de o beite tăvălești, nu știi pe ce lume ești. Dați butoiașul la noi, că suntem destui flăcăi, și mai puneți un bidon, să avem și de revelion. Pentru masa asta mare, pentru vin, pentru mâncare, că am mâncat și-o bea și noi, ia mai strigați, mai flăcăi! Las mâncarea, las fritura și continui urătura. Frunzulița ia somie, baida noastră Românie, condusă numai de hoți, ce se dau mari patrioți. Trag de ciolan fiecare, ce prind bagă în buzunare, că la noi parlamentarii fură ca un cotru mare. Au luat țara pas cu pas, au distrus tot ce-a rămas. Mine, pave și uzine, cum s-o ducă omul bine. Corupția și hoția a îngenunchiat România. Codrii noștri seculari astăzi îți prind de tufari. Ce au prins au tăiat tot, au dat lemnul la export. De o să ardem acuși, paie și curmecuși. S-au dat legi și ordonanțe, s-au grațiat fârnăiașii. Până cu 3 sferturi din ei s-au întors în pușcării. Dar guvernului nu-i pasă de n-ai ce pune pe masă. Suspecți de evaziune, tu nu ai bani de o pâine. Ei au pensii speciale, nu se tem că mor de foame. Nu știu cât om îndura, până iar ne-om răscula. Românul nu-i mânios, până ajunge cuțitul nos. Și acum vă zic vouă, va fi mai rău ca nu te și nouă. Am fugit de ce aveau, să trăim acum e greu. Pentru noștri senatori, deputați și ciorditori, ce-au distrus țara toată, ia mai strigați încă o dată! Frunzuliță mere coate, cei din comune și sate, o grămadă puturoși, bețivani, căudăroși, stau și trag mânți de coadă, nu fac nimic din o coadă. Nu mai vezi unul pe deal, au ajutor social. Stau se bat cu pumnul în piept când îl cheltuie la bufet. Nu pot munci că-s veteci, dar la băut nu-i întregi. Zici că satul Frățioare e centru de recuperare. Dar nu vreau ca să greșesc, sunt și oameni care muncesc. Sunt și tineri și bătrâni, cu inimă de român. Lucrează pământul cum pot, nu mănâncă din export. Merg la servici zi de zi și au grijă de copii. Au ajuns oameni cu carte, n-au murit de muncă, frate. Își văd de treabă cu minți, au grijă de lor părinți. Să o ducă cât mai bine, cât le va da Domnul zile. Pentru a noastre putori și pentru cei muncitori, să audă că îi urăm, încă o brazdă să trăgem. Frunzuliță m-a tostat, puneți băieții din sat, ce mergeau pe la Arad, la Cosit și Semărat. Au lăsat calul căruța, se plimbă cu mașinuța, n-au în buzunar un leu și visează la BMW. Cercei pantaloni mulați, nu știți fete sau bărbați, cu smartphone-uri fel de fel și fumează pătrunjel. Au uitat ce e aia sapă, le e silă să se radă, plete și barbă lăsată, zici că toată țara e moartă. Tatuați și neîngrijiți, au uitat că au părinți, nici nu vor ca să muncească, le place să golănească, numai fițe și figuri și miroase amurături. Dar să nu uităm de ele, de fetele tinerele, visează numai Dubai, nu știu ce e la Mălai, mol Mercedes și BMW și duduie de pateu. Facultate masterat și face videochat, își vând trupul și onoarea, nu mai știu unde le calea. Pleacă din sat cu mințele, se întorc pline de belele, umblă fardate și buite, nu mai știu de alea sfinte. De vrei cu ele să faci nuntă, că se 6 dintr-o 100, că am ajuns mai dragi feciori, ți-e și frică să te însori. Pentru fata cea cu minte, ce-a uitat de cele sfinte, pentru flăcăi golani, ce visează numai bani, trage de o brază flăcăi, poate și-o reveni și ei. Strigați-le! Frunză verde de lemnar, Doamne, puțin a rămas, au plecat în alte țări ai României pe eu, au rămas singuri priveți, nu mai bate și mășneci, așa le spune lumea toată, la ai lor mamă și tată. Ce-au trăit cu dulce grai, lângă regele Mihai, ce recent el s-a înălțat, la Dumnezeu împărat. Acum se chinuie din greu, cu o pensie de ceapeu, sau cu coatele pe gard, că-și copiii le-au plecat. Oftează și le duc dorul, n-au cine le munci ogorul. Pălămidă păpădie, spin mai mult ca vița de vie. Dealurile pline de fân, ți-e rușine că ești român. Alți mai au și nepoți, bea fumează vagafonți. I-au crescut de micitei, dintr-o pensie de 2 lei. I-au făcut mari și voinici, azi uită că au bunici. Azi îi bate, îi înjură, se duc pensia, le-o fură. Stau la câciu, mă dughește, nu știu pe ce lume trăiește. Stau și dau cu mătura pentru o bere și o cafea. Strâng paharele de afară pentru un muc de țigară. Se uită la tine în ogradă ca hienele la pradă. Cum de seara s-a lăsat, se pune pe furat. Dintr-un coteț plin de furci, nu găsești o pernă fulgi. Că am ajuns în lumea noastră, ți-e frică să ieși din casă. Moșneagul prin ciucalăi, baba faci măturoi. Cu nuieli din răchit, străgați oameni buni diviță. De urat aș mai ura, dar nu vrem a însera. Vremea încet se răcește și văd boi cătușește. Că am plecat de mult de acasă, de lângă copii și nevastă. Azi ne întoarcem înapoi, să urăm și pe la noi. Să ascultăm până în zori, cum cântă colindători. Și să vină Moș Crăciun la fiecare român. Iar după Sfântul Vasile, să vă meargă mult mai bine. Să aveți de toate pe masă, familia sănătoasă, buzunarul plin cu bani, la anul și la mulți ani. Strigați, mă! La anul și la mulți ani! Foarte frumos, un plug care chiar merită aplaudat de dumneavoastră, aplauze. Să vedem cine mai urmează. O să... Sorin, te rog să-mi spui cine... Și la momentul... Da. Capra de la... Cum? Căișorii de la Brătești. Așa, căișorii. Se pregătește capra de la Glodosu după asta. Voie verde de bușori, hai să începem căișori. zicem la mulți ani. Bravo, băieți! Urmează capra de la Caraclău. Să poftească. Unde? Nu, domnul Dece, aici. Da? Bun, atunci. Capra de la Glodosu să poftească. Fiți sănătoși, foarte frumos. A fost capra de la Caraclău, urmează capra de la Glodosu. Vă mulțumim foarte frumos, la mulți ani, sănătate la toată lumea, mulți ani și tot ce vă gândim dumneavoastră. Noi atât am putut face, la anul sperăm să putem să facem mai mult. Dacă nu, Dumnezeu înainte. Mulțumim frumos, sănătate, la mulți ani. Felicitări, felicitări. Capra de la Glodosu se pregătește în acest moment. Se pregătește plugul de la Bârsănești. Let's go. și inima până vă dăruie la toată lumea! Foarte, foarte bine! Dragii mei, urmează capra de la Bârsănești. Să poftească! Din nou publicitate! Ținând cont că vremea e bună, rămâne să ne distăm împreună. Vă rog, nu plecați acasă, că aveți timp să stați la masă. Deci vă rog, rămâneți pe poziții. Așadar, capra de la Bârsănești să poftească lângă noi. foarte frumos, bravo, felicitări! A fost capra de la Glodosu, urmează de la Bârsănești, urmează un plugușor de la Brătești. Face microfonii. Un plugușor de la Brătești, acum se pregătește plugul de la Bârsănești după asta. Deocamdată, hai să vedem tinerii de la Brătești. Aho, aho, bună seara, gospodar! Să trăiți într-un mulți ani, să trăiți, să înfloriți, ziua de mâine s-o cinstiți, că am venit să vă urăm, nu ca să vă deranjăm, să vă fie casa plină, de belșug și de lumină, masa plină de bucate și să aveți noroc în toate, să ajungeți la primăvară, să ieșiți la muncă afară, nu umblați de când la spune, vă dea Domnul roade bune, dintr-un fir de păpușori, la nu să iasă doi, va ca să vă vede doi buței, scrofa 12 furcei, la croșcă un om să pun și să iasă 10 puni. Mânați, mă! Să fii gazdă sănătoasă și să ai pâine pe masă, să lucrezi la tine în țară, nu să mergi peste hotare, să fiți rugă la străini, ci în țara ta stăpân, să-ți găsești servicii aproape, nu peste 50 de sate, să vii sara în bătătură, să mănânci numai friptură, cu nevastă și copii, să te bucuri de ai tăi. Mânați, mă! Primenește-și gazdă casa, umple patra, pune masa, vă potecă din grădină și în plit vor pune lumină, că venim de multișor, drumul nu ne-a fost ușor, s-o prin vis, s-o prin zloată, ziua toată, noaptea toată, cerul iernii ne-a pătruns, dar de ajuns tot am ajuns, să-ți urăm, să-ți colindăm, vestea nașterii să-ți dăm, să te bucuri, să te închini, de noroc pentru grădini, de ninsoare prin ponoare, de credință și de soare, de noroc la iar noroc, de copii pe lângă foc, încă o roată mai plătești! Pusuioc verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă și la anul când venim, sănătos să vă găsim, la picioare clopoței, opriți plugul, mai plăcăi, la anul și la mulți ani! Bravo, copii! Urmează plugul de la Bârsănești! Felicitări! Haideți, vă așteptăm mai aproape plugul de la Bârsănești. Trece de la junior junior 2. Gata, sunteți pregătiți? Puneți florii juc la voi, prima brazdă mai plăcăi! Hei! S-o sculat Măian, Vădica Traian, pe calal vom încălecat, peste dealuri s-o urcat, ca să aleagă l-o curat, președinte șef de stat. La început o luat-o bine ca să n-aibă de acțiune, dar eu am venit ca să vă spui că noi voi avem destui, dar nu un graj sau un ogor unde este treaba lor, care trage carulen și guvern și parlament. Unii iau bani grămadă și dorm ca boi pe coadă, să pocniți din mici măi și sunați în zurgălăi, poate s-or trezi și ei, la ureche zurgălăi, încă o brazdă mai plăcăi! Frunză verde, parapoi, am venit aici la în comuna noastră, frate, unde sunt oameni deștepți, la ureche clocoței, în coroată mai plecăi. Haideți să vă spun un pic despre fetițele și domnișoare de liceu cu fustă și decolteu, care de o vreme încoace vor doar Zara și Versace, n-ai curpume și alte firme, cu chinezul nu mai ține, toate vor băieți cu bani, cu aur și cu merțan, să le pună silicoane, să le ia suc și bomboane, nici n-au început liceul, că deja vor cu BMW-ul. Unele în loc să învețe, să-și vadă de tinerețe, visează la făți frumoși și umblă cu dubioși, sau pe afară cu buricul și fumează cât tăticul. Sunt orice, dar nu cu minți, și au mai mulți iubiți ca dinți. Plug ușor cu patru boi, cei mai fetelor cu voi, la urechi zurgălăi, altă brazdă mai flăcăi! Aho, aho, iubită gazdă, am venit la dumneavoastră să ascultați urarea noastră. Că noi nu ne-am văzut de ani, v-ați tras geamul termopan și betoane prin o gradă, n-avem unde trage o brazdă, n-avem cum ne face treaba, iar la geam urăm degeaba. Bati n-auziți nimic și noi înghețăm de fric, la ureche zurgălei, într-o brazdă mai plecăi! Fetițelor de liceu, ce vă plimbați cu BMW, în stânga vă stă iubitul, mai mare decât bunicul. Dar vârsta nu mai contează, cât fata se distrează. Umblați prin baruri fine, vă îmbracați din berânduri străine, verzi ca Zara și mai nou dolcei ca Habana. Mergeți prin vacanțe, tailandași și baleare, care iubitul parare, eurodolari și lire aduse din țări străine, ca acolo e mai bine. Jumate din țara noastră e diaspora frumoasă, ce înflorește an de an, nu aici peste hotar, la ureche clopoței, în coroată mai flăcăi. În astă zile sărbătoare, fiți mai bun cu fiecare, că așa zice o vorbă bună, când ai porc în bătătură, dă și ori mai sărman, și o ureche și un ciolan, și petrece și mâncat, și sarmale și cârnat, cinstea să se umfle în voi, precum mustul în butoi, aur din pământ să sară, să revină cei de afară, că avem țară minunată, și frumoasă, și bogată, la urechi și zurgălăi, opriți plugul măi flăcăi! La anul și la mulți ani. Ursul, urmează ursul de la Deleni. Băi, frunzuliță, treia lună! Băi, dă-te la o parte lume! Că-mi vine sărbătăciune! Băi, și s-apropie de sat! La femeie cu bărbat! Și fete de măritor! Dați foc la urge! Bună dimineața, dragi săteni, venim cu urșii din Deleni. Voi dacă bine și voi, voi urșii noștri să-i primiți! Ei, bucuroși, nebucuroși, bine v-am găsit sănătoși. Am venit cu această ursoaică mică, ce nu știe de frică. Am zis verde șolalea, o stoie averea mea. Băi, frunzuliță de mohor, ăla parada urșilor. la poalele muntelui, la tulpina bradului, a fătat ursoi capul. Îi măi duse eu ușor, ca să-i fur un puișor. Puișorul a țipat, bă, și ursoi că mă mușcă. Îi de cu minte de nu stai, îi de cu minte de nu stai, scot cuțitul și te tai și te fac îți urlăcuri. Ursoica încă de târcoale, ia scoală ursule în picioare, o să te văd cât ești de mare! Te-ai făcut mare de tot, păi și ce-am pus verica în bot? Voi șovale adâncă, voi văle urși ne mănâncă, voi urșilor nu ne mănâncă, că v-am adus dintre Carpați, noi v-am adus cu avion, noi v-am crescut cu biberon, noi v-am dat și cașcaval și v-am adus la festival. Da carne fără os și v-am adus și-ai mai frumos. Îi pădurare, pădurare, n-ai văzut un urs mai mare. Am văzut un împărău, fugărea balaur un bou. Bou începea bocănii, bă și ursoica mi-l lovi. Îi frunzuliță mere coapte, a trecut anul, băi frate, păi dar ar Dumnezeu să dea ce n-a fost pe aici și-a. Păi sănătate și bucate, pe masă să aveți de toate. Păi sănătate și mult spor, păi la mulți ani la tuturor. Păi frunzuliță trei arțori, păi la anul și la mulți ani. Păi busuiul verde pe masă, rămâi gazdă sănătoasă. Mulțumim că ne-ați chemat, până luăm urșii și-am plecat. Foarte, foarte frumos. Urmează... Mai aștept sau intru eu? Ce spune poporul? Poporul ce spune? Nu spune nimeni. Intru sau nu intru? Stau aici în lojă sau mă duc pe scenă? În lojă, nu? Așa, acolo. Stați, vă rog, un tamburin. Ia să vedem ce ai acolo, ce ai pus. Așa, dar să te vadă lumea, da? Mai mult pe partea aia la... Ce ai acolo? Hârtii, documente, secrete. Deci, dați vă rog un tamburel, să stau relaxat pe el. Am mai fost cu un closet. Am citit tot un pamflet. Am agruiat. Am citit tot un pamflet. Am mai fost cu un iudeu. Normal nu-i fariseu. Data asta e cimpanzeu. Aici, aici. Ne-am adus și o gorilă. Să mai schimbă câte o filă. Deci, aho, aho, copii și frați, stați puțin, nu vă îmbufnați. Nu cer nimic să ne dați. Dar cuvântul mi-ascultați. Râdem și glumim cu voi, nu vă supărați pe noi. Eu de fel sunt proletar. Cu munca de proletar am un ban în buzunar. Astăzi, însă pamfletar, caut flacări în ghețar, aici, la sfatul popular. Ar, ar, ar și iarăși ar, dar să știți că nu-s magar. Pe deasupra, nici păgar. Îi spun lucrului pe lume, să se știe și în lume, pamfletarul e pus pe glume. Nici prea mult nu o să hăiesc, cum e obicei strămoșesc, n-are rost să răgușesc. Deci aș vrea acest pamflet, ce conține și oțet, prea puțin lapte și miere, e mai mult zeamă de fiere. Hăiți voi! Niciunul. Luați primarul lângă voi. He, domn primar, ei nu mă spune. Schimbă rânduri de costum. Data asta îl las în pace. Îmbrăcat la 4 aci. Are, cred, costum Versace. Nu-l mai iau la scămășat. Nu merită șifonat. Nu s-a pus, cred, pe furat. N-a luat 10%. N-a umblat la excedent. Încă nu și-a făcut vilă. Nu a corupt nicio copilă. Că-o fi fost la vreo vadană. Să o mângâi la plan. Scopul babii era vaca. Sau și baba e diaca. De-o fi fost și baba în toi. Gata, n-arunc cu noroi. Și nici cu piatră. Domn primar, hăiești odată. Terenul din curtea școlii îi punem pancart de doli. Este un spațiu mort. Ia o foaie de ce trebuie. Prima, lasă. N-am susținător. Nu poate. La urmă. Deci, cu terenul de sport, deci. E cam spațiu mort. Sau posibil heliport. Are gazon sintetic. N-are acces orice vesmetic. Cu lacăt e ferecat, că vecinul e supărat. Pentru asta am un sfat. Faceți-l colivii, exact ca la pușcării. Și mai faci un program la Crăciun de pași și gram. Hăiți voi! Ați dat bani la gunoi? Nu știu dacă era tot. Să dea bani la gunoi, le-am dat sfatul. Așa. S-a înlăturat cearșafuri în față la multe stafuri, dezvelind un monument care are amplasament într-un parc de agrement. Mulțumim pe această cale pentru marmură și dali, celor care au dat sarmali, celor ce au citit coliva și și-au savurat saliva. Mulțumim și la armată că și-a dat silința toată. Pe asfalt au defilat de bocanci și-o stricat. Mulțumim la copilași de omagiu la înaintaș. Mulțumim de ajutor doamnei profesor coordonator. Doamna, nu dau nume. artista noastră, locală, deci. Nu este? Mergem așa, nu avem ce face, chiar dacă... În fine, urăm și fără. Asta e live, nu avem ce face. Și asta e bun, așa. Vă rog, tobine un pic mai încet, ca să ne auzăm. Altfel am ucit geamul. Deci doamna profesor nu e aici. Deci îi mulțumim oricum. Mulțumim de ajutor doamnei profesor coordonator pentru ansamblul înființat cu tineretul din sat. Brâu bârsăneștean este tipic moldovean. Eu așa am observat din ce a fost filmat. Mai nou chiar televizat, momente de neuitat, cântece și voie bună petrecute în comună. Așadar, doamna coregraf n-ar strica și un taraf. Să susțină brâul sus, asta e, nu-s bani de ajuns. Felicitări pentru clip. Ce mai, sunteți clip? Un pic mai ce peleagă, asta înseamnă nu se bagă. La cântecul cu vecina chiar nu știu care e pricina, însă totuși bănuiesc, sper să nu și clobesc, venind după bărbat aici în acest sat, la o vârstă oarecare, nici prea mică, nici prea mare. Înainte, cred vecina, asta cu pricina, că vecinul l-o fi crescut, i-o fi dat ceva împrumut, ori știu eu ce-or fi făcut. Doamna nu-i lângă mine. Are oftică pe noi, asta e, așa e la noi. Mândru-i satul dintre dealuri, unde se țin festivaluri cu mai mulți actori decât spectatori, dar filmat exclusiv, nu fac reclamă, absolut consecutiv, transmit felicitări celor de la filmări, la organizatori și actori. A fost Laura Haidău, sus pe deal la Caraclău. A făcut doamna spectacol, dar n-a fost mare miracol. A dansat pe burta goală, fără pomană electorală, e o senzație nasoală. Deci, puțini spectatori, nu tu viscol, nici ninsori, ori pleca toți proletarii, în țară doar demnitari. Eu așa analizez, ținând contul de lucrez proletar prin Occident, fără bani în excedent, cum aveți în visterie aici la primărie, banii stau necheltuiți, noi afară sgribuliți. Vă urăm an de an, tot aici pe divan. Nu spun casă de cultură, că ar fi chiar o impostură, dar cămin cultural sună un pic mai rural. Apă și canalizare, doar când vine părul uman. Gaz? Mai avem destul răgaz, e de ajuns doar la gaz. Prea ferici, domnul Vici? Așa. Are scaunul propici, nu prea vrea să se implice, nu prea vrea să se complice. Nu prea vrea să instruiască pe cei ce ar trebui să muncească și banii să-i dovedească. Azi avem în custodie utilaje în primărie care nu se folosesc pentru uz, doar pentru uz obștesc. La Moș Mitic în sfat s-a amenajat internat. Și când nu se muncește, lucrătorii se odihnește. Hai că ești, domnul Vici. Ați cumpărat o mașină, motor diesel ori benzină, asta n-are importanță, dar n-ați cumpănit balanță. Ați optat cei mai ușor, însă nu pentru popor. Asta este stratagema. Voi v-ați rezolvat problema. Dați-l cu garda înaltă, drumurile dăm și vă alte. Deci drumurile din comună nu-s chiar în stare bună. Tare s-a stricat asfaltul, înapoi când puneți altul. Semnele de avertizare nu sunt soluționare. Atenție, drum nasol, craterul până la sol, până mor de Tetergheol. Ori mormarul de asfalt te aruncă drept în gard. Ai spart baia de ulei și de găpicin să iei. A trecut un an banal, deci n-a fost an electoral, un bilanț eu nu dețin, n-am de unde să-l obțin. Eu, deși am încercat, nimeni nu s-a răsuflat, dar nici eu nu m-am lăsat, am pândit la exclusiv soborul executiv, deși la diverse apare sistemul morse. Vorbesc care mai de care, fără nicio remușcare. Principalul acolit cu un plan bine stabilit, umblă în limbă. Nu se plimbă. Cineva îl instruiește, dar n-atacă mișelește. Se implică în fel și chip, mai face un videoclip, se implică în binefacere. Asta pe lângă a face. Are el o strategie, tot în față vrea să fie. A găsit altă metodă să devină iarăși vodă. Nu vă mai repet urale, și așa, puține parale. Pentru 11 lei, nu-ți împlugul din grindei. Da, ăștia-s copiii mici. Opa! Lasă, lasă, așa. Ăștia sunt mascați în ei. N-am cenit eu la ei, dar susținătorii mei. Puteți să-i numărați, ca să știți cât să le dați. Eu le dau doar pufuleți, pufuleți și pufarini, și își umple în zaghinii. Ăștia sunt domuți. Domn primar, n-ai cum să-i... Și dacă încerci cu mine, nu cred că o să te simți bine. Deci vă spun la mulți ani, mama lor de bani. Numai banii poartă vina, sunt dependenți ca insulina. La mulți ani și sănătate, asta e mai de preț ca toate. Vă mulțumesc pentru ascultări. Sănătate și mulți bani la anul și la mulți ani. Aplauze încă o dată. A fost un text foarte, foarte frumos. Umoristic, e adevărat. Mai și glumim acum la final de an. Totuși, o să rog pe domnul primar să ne spună câteva cuvintele, pentru că ne apropiem de final, dacă se poate. Se pregătește capra, încă o capră de la Caraclău, am înțeles, da? Să știți că domnul care a fost mai devreme are papagal. Are papagal. Uite-l aici. Da, da, am văzut culoarea, nu e nicio problemă. Domnul primar, câteva cuvinte, pentru că a fost o zi extraordinară și este o zi extraordinară aici la Bârsănești. Vă rog. În fiecare an, în dimineața zilei de 31 decembrie, Primăria Comunei Bârsănești organizează festivalul de datini și obiceiuri prilejuit de sărbătorile de an. Un festival devenit tradiție, o desfășurare frumoasă și binecuvântată de cântec, joc și veselie. Asemenea, sufletul românesc ce bate în noi din moși strămoși. Un festival venit să ne ajute să ne luăm rămas bun, cum se cuvine, de la anul vechi, cu toate ale sale, și să spunem bun venit anului nou. Ne adunăm mereu an de an, pentru că avem ce vedea și ce simți. Ne adunăm de an de an cu bucurie și cu multă voie bună, păstrând curată în cuget și simțire credința în mai bine și mai frumos pentru zilele rânduite nouă pe acest pământ binecuvântat de bunul Dumnezeu. Vrănicie și strădania copiilor și tinerilor noștri care au alcătuit an de an cetele de colindători și de urători, au făcut ca de la an la an aceste tradiții și obiceiuri să devină tot mai frumoase și mai profunde și mai dorite de noi. Prin strădania autorităților locale, aceste reprezentanți au revenit un reper și un tezaur al patrimoniului imperial al Comunei Bârsănești. Și nu numai pentru noi cei ce ne adunăm an de an aici pentru a primi cetele de recolindători, binecuvântarea cuprinsă în urările strămoșești, fără de care nu am putea concepe anul nou, nu am putea concepe curgerea lui anotimp de anotimp. Dar aceste minunate obiceiuri și tradiții ale Bârsăneștiului au devenit un reper și un motiv de mândrie pentru întreg județul Bacău și pentru întreaga Românie. Tradițiile sunt atât de frumoase și atât de plăcute nouă, tuturor, încât suntem pe deplin conștienți că stăm puterea noastră să depunem eforturile și trăirile necesare păstrării și promovărilor an de an. E vremea colindătorilor, e vremea urătorilor, e vremea bucuriei, a iertării, e vremea de a ne împărtăși unii celorlalți gânduri curate, de bine, de mulțumire, de pace, sănătate și liniște sufletească. Acum, la final de an 2017, vă doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul și încrederea pe care ne-ați acordat mie în calitate de primar al Comunei Bârsănești, cât și doamnelor și domnilor consilieri locali. Ne vom strădui împreună să avem realizări utile și frumoase pentru comuna pe care o conducem, cu pace, înțelegere, viziune clară și profesionalism. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și vă asigur că împreună cu întreg colectivul aparatul de specialitate al primăriei Bârsănești vom face tot ce stă în puterea noastră pentru binele și prosperitatea tuturor locuitorilor comunei Bârsănești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, la mulți ani și multă sănătate! Vă mulțumim, domnule primar, mulțumim pentru acest eveniment foarte frumos organizat. Haideți să-i vizionăm, să-i vedem și pe cei de la Cu Capra, tot de la Caraclău. Poftiți, vă rog! Aceasta a fost manifestarea noastră de astăzi. Dorim tuturor cetelor, caprelor, urșilor și celorlalți sănătate, mulțumiri și să mergeți să colindați în toată comuna Bârsănești. Cu aceasta, Eugen Ungureanu, televiziunea exclusiv, organizatorii, mulțumim domnului viceprimar, mulțumim domnului Iftime, care a filmat alături de noi, va transmite direct pe ProTV tot ceea ce a filmat. Mulțumim și domnului vice, mulțumim Consiliului Local Bârsănești și domnului primar încă o dată multă sănătate, multă fericire, putere de muncă și la cât mai multe mandate. La revedere!